Ziua 131. Omul mediocru trăiește conform celorlalți. Cel inteligent trăiește conform propriei lumini. Oricare ar fi riscul, este capabil să și-l asume, căci se sprijină pe inteligența lui. Știe că, cu cât este mai mare provocarea, cu atât mai mult se va dezvolta inteligența lui. Prin urmare, acceptă provocările. Trăiește în pericol, căci inteligența se dezvoltă numai în pericol, în insecuritate. Când nu există pericol și insecuritate, inteligența moare. Asta înțeleg eu prin persoană mediocră, o persoană care i-a permis inteligenței să moară, care i-a permis inteligenței să ruginească. Meditația este calea spre a-ți ascuți din ce în ce mai mult inteligența. Și cu cât ai mai multă inteligență, cu atât ești mai aproape de existență.